Vă spun bun venit, dragi prieteni, la povestiri la gura sobei. Am coborât iar aici, în Hades, să vedem ce facem cu cazanul acesta. Astăzi, la gura sobei, o să încercăm să aruncăm Crăciunul pe foc. Însă nu este chiar atât de simplu, din cauză că e mare, e prea mare, nu încape pe ușa sobei. Am în mână două cărți, acestea, da, Sărbătorile la români, și e scrisă de Tudor Pamfile, și Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească. Și din cărțile acestea vreau să vă fac o poveste prin care să demonstrez că ceea ce tot românul, cu mic, cu mare, chiar și cei ce zic că sunt pocăiți, sărbătoresc astăzi, și anume Crăciunul, este de fapt o jertfă nebunească, un timp dedicat unor demoni ancestrali care, strecurându-se pe ușa din față în creștinism, intrând chiar cu surle și cu trâmbițe, au reușit să nu doar să infesteze creștinismul, dar să și patenteze o sărbătoare, un timp care să le fie dedicat lor, da, demonilor. O să vă citesc mai mult astăzi și vă citesc din cartea aceasta care se numește Sărbătorile la români, de la capitolul Sărbătorile de toamnă și postul Crăciunului. Observați ce frumos? Pentru cunoscătorii care aprofundează studiul biblic, titlul acesta este absolut interesant, da? Ia să văd dacă reușesc să prind musca asta, ca eu în creangă. Profesoara! Ia uite-o! M-a nervat. Gata. Sărbătorile de toamnă și postul Crăciunului. Ziua Macaveilor. Luna lui august începe cu ziua Macaveilor, bla 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 bla. În această zi prin Bucovina se face aghiazmă în grădini, bla 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 bla, pentru insecte și viermii vătămători pomilor și legumelor, bla 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 bla. Prin județul Neamț, doar nu v-ați aștepta să citesc toate nenorocirile astea. Deci este o carte foarte complexă. În ziua de 6 august, când biserica noastră serbează schimbarea la fața Domnului, da, au zis bine, biserica lor, că nu e a Domnului. Sfânta Măriile, Maica Domnului. Și aici dă explicații cu zile, cu ce se zice, cu ce... Ia uitați ce versuri de Mărie aici, adunate de prin toate zonele. Este o carte foarte bine scrisă, de altfel, în care puteți să găsiți postul Sfântă Măriei, postul Sfântă Măriei Mare și așa mai departe, și o ține în felul ăsta, o ține langa până când ajunge la Crăciun. Sărbătorile tâlharilor, 13 noiembrie Sfântul Ion Milostivul, Filipii apoi, și ajunge până la postul Crăciunului. În ziua de 14 noiembrie se lasă sec de dulce, dulcele toamnei, sau de postul Crăciunului, care începe a doua zi. 14 noiembrie, da? Sfântul Andrei, și explică cu datini, cu sărbători, cu toate cele necesare unei cărți care, repet, este bine scrisă, până când se ajunge la Crăciun. Deci, de aici, observați,
toată grosimea asta, sărbătorile de toamnă și postul Crăciunului, sărbători care încep cu prima zi din luna august și care ajung până la Crăciun. Și de aici, studiu etnografic asupra Crăciunului. Și sărbătoarea Crăciunului. Aceste sărbători sunt așteptate cu multă bucurie de toată lumea. Aici e adevărat. În postul Crăciunului, hor și nunți nu se fac prin sate, mai nicăieri nu se fac. Și ce fac flăcăii și ce fac fecioarele, se scrie pe aici, și toate cele. Se scrie și despre Moș Ajun. O să vedeți imediat de ce vă povestesc toate lucrurile astea. Și exemple de colinde, cum se colindă, cum se când se colindă, cum se poartă icoana, da? Vedeți? Sfințirea mesei de ajun este aici un lucru important cu masa, da? Când cocoșul vestește miezul nopții spre ajun, gospodinele se scoală ca să moaie turtele. Plitul de turte se scoboară de la locul de unde fusese pus ca să se usuce și să fie ferit de ochii și mâinile copiilor, se iau câte 3-4 turte, se rup în două sau în patru bucăți, se moaie într-o apă călduță în care s-a topit și apoi se așează pe fundul unei farfurii. Peste acest strat de turte spre sară zahăr pisat, amestecat cu miez de nucă, de asemenea și el pisat, sau numai jolfă sau julfă de sămânță de cânepă, maică cu cânepa, nino. Unele gospodine îndulcesc apa cu miere și aici se spune cum se face prin Neamț, cum se face prin Constanța, cum se face prin Bucovina, ce trebuie pus, ce să facă fetele, ce să facă băieții, datin și credințe de ajun, toate. Băi, dar ce-i cu Crăciunul ăsta? Că am zis că vreau să-l bag pe gura sobei. Grinci, fură Crăciunul, grinci, da. Colindele la român, ce-i cu Crăciunul ăsta? Acum stau să mă întreb, e creștinesc? Nu e creștinesc? Acum, până la urmă, ce e rău într-o sărbătoare, nu? Face și om acolo o oală de sarmale, face și el niște salată de beu, face și el niște răcituri, niște alea, ce și-o face și el pe acolo. Și mă apuc eu acum să vorbesc împotriva momentului când se așează familia la masă, vin din diaspora românașii noștri și m-am trezit eu la gura sobei să spun că n-ar prea fi corect ca un creștin care se vrea a fi urmaș al Domnului Hristos să respecte toate aceste datini și obiceiuri crăciunești. De ce? De ce? De ce n-ar fi corect? Că nu vreau eu? Dar cine sunt eu să nu vreau? Atâta vreme cât ce scrie în Biblie să nu, și plus de asta se supără oamenii pe noi dacă luptăm așa împotriva unei sărbători atât de populare. Astfel de retorici eu le-am auzit iar și iar. Nu împotriva oalei cu sarmale vorbesc eu acum și nu împotriva cozonacilor sau a răciturilor. Ia că mi s-a umplut și gura cu apă. Nu împotriva lor încerc eu să pledez cu succes, ci împotriva credințelor din inimă pe care oamenii nu se dau înapoi să o pună pe seama unui drac ancestral, adică vechi, din categoria moșilor, că și ăștia sunt împărțiți pe căprării și dracii tot pe căprării sunt împărțiți. Din categoria moșilor, vă sună familiar în ureche moșul care s-a arătat lui Petrache Lupu la Maglavit în secolul 20? Vă sună în ureche? Când l-a întrebat cum te cheamă, ce moșu, așa s-a prezentat moșu.
Ei bine, există o categorie dintre asta de... Să pun asta aici. Există o categorie de demoni care chiar așa este catalogată. Categoria moșul. Am în față cartea aceasta. Nu vor ajunge pe foc aceste cărți pentru că ele sunt dicționare. Și vreau să deschid o paranteză. Dicționarele sunt niște lucrări foarte bine scrise și anume ele au în spate o muncă foarte laborioasă și o muncă de cercetare, astfel încât în dreptul fiecărei definiții cu argumente, fiecărui cuvânt sau concept, să se aducă argumente prin care să se arate ce reprezintă, de unde este, ce sursă și așa mai departe. Nu le voi băga pe foc din cauza, nu din cauza că reprezintă o valoare în sine. Nu, nu, cărțile astea nu, n-au, cum să spun, nu pot să concureze sau să ajute în vreun fel viața de credință sau studiul Scripturii. Însă când ai nevoie de o informație dintre asta să vezi care e treaba cu sărbătoarea respectivă sau așa mai departe, dicționarul, un dicționar de demonologie sau de sărbători la români, este foarte util, este foarte bun. De exemplu, ia uitați ce cuprins are cartea asta cu sărbătorile la români. Ca să vă faceți o mică idee cam ce reprezintă sărbătorile de vară la români. Cele două joi. Moșii de vară, Duminica Mare, Rusaliile sau Zânele, Paza Zilei, Vrăji și Descântece, Călușarii, apoi Rusitorii, da? Sfinții Mărunți, Timotei, Bartolomeu, Onofrei, Elisei și Iuda, apoi sunt Zienele, apoi Petru și Pavel, Cosma și Damian, Pricopul, Ciurica, Marina și Circovii, sărbătorile de toamnă, Crăciunul, cum v-am arătat, da? Când vrei să știi cam ce prostie e legată de fiecare chestie dintre asta, o carte ca asta poate să te ajute. N-am pierdut niciodată timpul să o citesc. E un dicționar, nu poți citești un dicționar. La el apelezi doar când ai nevoie de informație precisă. Dar te-ai întreba, și am închis paranteza și revin la discuția noastră, la intenția de a băga Crăciunul pe foc. Ar trebui, dacă Crăciunul este o sărbătoare creștină, ar trebui să-l găsim ca explicație într-un dicționar de demonologie și mitologie? Observați ce întrebare simplă am pus. Deci dacă Crăciunul, repet, sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare creștinească, ar trebui să fie explicată și justificată într-un dicționar de mitologie și demonologie. Ia uitați ce scrie în cartea aceasta despre Crăciun. La pagina 97. Crăciun. Personalitate a sărbătorii Crăciunului în mitofolclorul românesc este prezent în unele legende despre nașterea lui Isus și despre Maica Domnului, în unele colinde și în câteva credințe și obiceiuri populare. Numele său, după unii cercetători, pare să descopere o divinitate arhaică din categoria moșilor, adică a strămoșilor arhetipali. Bam, bam. Această interpretare este sugerată mai ales de textul unui colind din județul Constanța, care zice așa: Sus la dalbe mănăstiri, șade bunul Dumnezeu, șade Maica Precista, lângă Maica Precista, șade bătrânul Crăciun. Ca personaj mitologic de natură solară, el apare și în unele credințe. Crăciunul vine pe un cal alb după ce cântă cocoșii de 3 ori. Aidoma slavului, Corohun, da? De aici vine cuvântul Crăciun. De la cuvântul slav,
Corocun, care este atât divinitatea solstițiului de iarnă, un drac de prin stepele Siberiei, din nord, da? Cât și un duh rău al bolii și al morții. Crăciunul românesc apare într-o seamă de legende despre nașterea Domnului drept personaj malefic. El pedepsește crunt pe soția sa, uneori și pe fiicele sale, tăindu-le mâinile pentru că au acordat ajutorul lor Maicii Domnului la nașterea pruncului divin. Mă, oameni buni, voi auziți ce vă citesc eu aici? Din cartea asta? Eu îi întreb pe conducătorii religioși, pe popi, pe... Îi întreb, voi aveți habar, mă, când chemați comunitățile voastre de credință să sărbătorească Crăciunul? Cui slujiți? În numele cui faceți sarmale? Voi aveți habar, știți? Să continui. Să aveți răbdare cu mine astăzi, că v-am spus, are fundul foarte mare Crăciunul ăsta și nu încape pe ușa sobei. Poate îl mai înghesuim cumva, reușim cumva să-l băgăm. Vorbesc parabolic din pricina neputinței de a rezolva în puține cuvinte, odată pentru totdeauna, scoaterea acestui spirit drăcesc sărbătoresc din viața noastră. Deci, zice așa, exceptând numele și alte câteva detalii, această legendă are o sursă livrescă apocrifă. Textul așa zisei Proto-Evanghelia lui Iacov, în care se dea până povestea Sfintei Fecioare. Dar elementul cel mai interesant, asupra căruia insistă toate variantele populare ale legendei românești, este motivul mâinilor tăiate, care, și fiți atenți aici, care cresc la loc prin voința Maicii Domnului. Deci Crăciun, dracu malefic, corocum, da? A tăiat mâinile nevestei și fiicelor sale din cauza că legenda spune că i-au oferit ajutorul lor la naștere Maicii Domnului și Maica Domnului face ca la astea să le crească mâinile înapoi. Deoarece mitologemul fetei cu mâinile tăiate se întâlnește foarte frecvent în bazmele românești, se poate presupune că e vorba de o divinitate dendromorfă care era adorată în spațiul nostru sub forma unui trunchi cu crengile retezate. Ați auzit de prepeleacul? Prepeleac, ăsta este. Un trunchi de copac cu crengile retezate sub forma bușteanului sacru și pe care Crăciunul sau de Crăciun, de sărbătoarea Crăciunului, se punea pe foc la solstițiul de iarnă. Această statuetă dintr-un trunchi cu crengile tăiate. Crăciuneasa, că avea și el, Crăciun ăsta avea o nevastă care i-a dat ajutor Maicii Domnului. Ființă mitologică secundară, pomenită destul de rar, în textele populare românești, e referitoare la complexul mitico-ritual al sărbătorii Crăciunului. Este soția lui Crăciun. Eu credeam că pe nevasta lui Crăciun o cheamă Merry Christmas, dar uite că aici și că o cheamă Crăciuneasa. Legenda populară spune că în căutarea unui loc unde să nască, Maica Domnului și Iosif trag la curtea unui om bogat pe nume Crăciun, care era tare câinos, se purta crud cu nevasta și cu copiii, silindu-i la munci și bătându-i. În timpul acesta Crăciun nu era acasă, că își plecase cu 12 care la moară. Crăciuneasă, femeie miloasă, a primit-o și a ajutat-o la naștere, iar fata ei, cea ciuntă, o trimite cu rodin. Drept răsplată, Maica Domnului pune fetei mâna la loc,
Banca o făcut de aur. Și de aici o întreagă poveste despre Crăciun. Crăciunul este despre Crăciuneasă. Crăciunul este denumirea sărbătorii nașterii Domnului Hristos, celebrată în calendarul creștin la 25 decembrie. Stabilirea datei Mântuitorului și a zilei sărbătorii acestui eveniment au în creștinism o îndelungă și foarte complicată istorie. Este adevărat. De prin 360 și ceva era noastră. Cert este că Biserica Creștină a stabilit această dată ca să contracareze toate sărbătorile păgâne. Adică a pus sărbătoarea asta fix pe sărbătoarea zeului străvechi Caracun, pe 25 decembrie. Un drac din categoria moșilor, un zeu al stepelor Siberiei, care s-a prezentat în creștinism pe ușa din față și se vinde drept sărbătoare a nașterii Domnului. Cert este că Biserica Creștină a stabilit această dată ca să contracareze toate sărbătorile păgâne. Da, și le-a contracarat, le-a desfințat pe toate. Nici o sărbătoare păgână nu mai e în creștinism. Dedicate solstițiului de iarnă, de tipul lui Sol Invictus, da? În mitraismul persan întâlnești astfel de sărbători, și anume, de asemenea, în lumea antică a Europei, sub numele de Saturnaliile Romane. Numai puțin complicată și controversată este denumirea populară a acestei sărbători. Cuvântul Crăciun se întâlnește la români și precum și la o seamă de popoare slave sau neslave din jurul nostru, se presupune după unii că are o origine latină, de la creatio. Au încercat până să acopere și străvechiul Caracun, da? Numele acelui drac străvechi. Creatio, care vine de la naștere, da? Sau calatio, convocare, din limba latină. Au încercat ei toate formele posibile. Scrie mai multe în cartea aceasta despre Crăciun. Vreți să vă citesc și despre colindat? Hai să vă citesc și despre colindat. Că sunt unii prin căprării care zic că e o ocazie bună să facă evangelizare cu colindul. Colindatul este una dintre cele mai persistente și reprezentative obiceiuri tradiționale românești. Observați, zice că e obicei tradițional, nu biblic. De Crăciun, de anul nou, cete de copii, de regulă băieți sau flăcăi, denumiți colindători, se plasează pe la casele oamenilor, interpretând cântece de urare, numite colinde. Și primind de la gospodar daruri. Textele colindelor sunt diverse, în funcție de zone, și așa mai departe. Ceea ce vreau să vă mai spun este că celebra troiță pe care o întâlniți la orice colț de drum în România este o reminiscență a acelui obicei de a plasa trunchiuri, trunchiuri care să-l simbolizeze pe acest caracun și care troiță nu are niciun fel de legătură cu lumea Bibliei, cu urmașii lui Hristos și cu închinarea la adevăratul Dumnezeu. Dacă îți faci o troiță sau dacă te închini în fața unei troițe sau dacă prinzi spiritul Crăciunului să nu cumva să-l pierzi, scoți trotineta din garaj și alergi ca nebunul să pregătești totul ca să intri în spiritul Crăciunului. Nu ești altceva, dragul meu ascultător, altceva decât un închinător al lui Caracun. Un drac străvechi, un demon din stepele, repet, un demon din stepele Siberiei, înghețate de altfel acum, care s-a patentat drept spirit al marelui eveniment al nașterii Mântuitorului în lumea noastră. Nimic mai jos.
Să vă citesc și despre porc, că și despre porc scrie în dicționarul de demonologie. Hai să vă citesc un pic și despre porc. E adevărat că aici nu-l descrie pe bucăți. Adică nu-l descrie, nu explică și ce reprezintă șoriciu, și ce reprezintă slănina, și ce reprezintă toba, și ce reprezintă sângeretele, și ce reprezintă cârnații. Și... Asta nu mai intră în detalii de felul ăsta, da? Aici se lasă frâu liber spiritului Crăciunului. Auziți ce zice despre porc? Simbolismul porcului repetă într-o formă uneori degradată pe cel al mistrețului. Dacă astăzi este asociat necurățeniei, poftim? Cui este asociat porcul astăzi? Îi zici unuia, porcule. De ce îi zici porcule? De bun ce e sau de... Da? Că e necurat, e. Dacă astăzi este asociat necurățeniei fizice și celei morale, în trecutul istoric al întregii zone a bazinului mediteranean și în sud-estul Europei, porcul a fost considerat ca daemon. Aoleu! Cum adică daemon? Adică spirit, demon al virilității și prolificității. Porcul, da! Ia uite porcul cum a ajuns să reprezinte un daemon. Era ofranda rituală închinată zeilor pământului, prezentă în ritualurile de regenerare ale anului. În țara noastră, în afara sacrificării porcului în preajma solstițiului de iarnă, 20 decembrie, când este Ignatul, adică Sfântul Ignat, Ignatul nu vine de la faptul că guiță porcul, ci că în ziua aia de 20 decembrie când se taie porcul, este ziua Sfântului Ignat. Sper că știați treaba asta. Există obiceiul de a umbla cu Vasilica. Țiganii lăutarii mergeau din casă în casă de ziua Sfântului Împărat, Vasile, adică pe întâi, da? Cu o căpățână de porc împodobită cu bețe și mărgele, cântând un fel de colind pentru bunăstarea gospodarului. La greci, porcul era considerat zeița Demetra. Dumitra. Zeița Dumitra. Auzi, nebunilor. Da. Se credea chiar și că fusese cândva întruchiparea însăși a acestei zeițe. La egipten, porcul se sacrifica în cinstea zeului vegetației Osiris. Evreilor le era interzis consumul cărnii de porc. Evreilor, poporului lui Dumnezeu din antichitate. Oare de ce? Oare de ce? De ce interzisese Dumnezeu poporului său consumul? Dacă creștinii astăzi sunt poporul lui Dumnezeu, ei de ce consumă? Evreii în antichitate, de ce le interzisese Dumnezeu să consume carne de porc și astăzi poporul lui Dumnezeu numit creștinismul se întrec în a face, cum spuneam mai devreme, tobă, sângerete, huliu, maică, câte rețete, nu le știu eu pe toate, că mie și groază să le pronunț. Evreilor le era interzis consumul cărnii de porc. Grecii însă nu știau cum să interpreteze acest tabu ca semn al venerației sau semn de dispreț. În perioada Saturnaliilor, adică sărbătorile romane din jurul solstițiului de iarnă, da, 21 decembrie, romanii sacrificau porci în cinstea zeului Saturn. Fraser crede că porcul, mistrețul sau scroafa sunt legate de ritualurile fertilității și reprezintă spiritul grâului. Ultimul snop se numește la unele popoare europene sau scroafă. Există de asemenea obiceiul de a înfige coada porcului în pământ sau de a îngropa oase de porc la capul locului. În bazmele românești, porcul, purcelul cu părul de aur, este o întruchipare zoomorfă a astrului zilei, adică a soarelui. Erou din bazm se poate transforma în purcel sau invers.
așa cum se întâmplă în basmul lui Ion Creangă, Povestea porcului, legătura porcului cu lumina apare și în următoarea credință românească. Porc de dai de pomană, pe cea lume ai lumină, el își duce lumânări, căci fiecare perișor al lui este o lumină rică. Porcul mai apare și ca animal augural și meteorologic. Auzi, se potrivește de minune cu pactul ăsta climatic de acum. Prevestește frigul sau căldura, iar întâlnirile cu el, reală sau în vis, e prevestitoare de bogăție și fericire. Visez porcul, câștigi la 6 din 49. De ce apar toate aceste lucruri în dicționarul de magie, demonologie și mitologie românească? De ce Crăciunul este explicat ca o sursă de demonologie? Răspundeți-vă și voi, dragii mei, la întrebările acestea. Vă rog frumos, nu mai umblați pe stradă cu capul în traistă și traista o țineți în mâna stângă. Luminați-vă, treziți-vă, că vine Domnul Hristos foarte curând și vă găsește cu spiritul Crăciunului în portbagajul mașinii. Nu știu dacă o să puteți să dați explicații pentru așa ceva. Așa cum vă spuneam, voi păstra cărțile acestea două, pentru că ele sunt două dicționare, o sursă din care poți să te informezi. V-am informat și pe voi, v-am citit, am căutat să vă citesc din ele. Însă vreau să îndes cumva în soba asta astăzi spiritul Crăciunului. Dacă ați fi dispuși cu mine odată să băgăm în sobă aici ceea ce nu este de la Dumnezeu, ceea ce nu este biblic, ceea ce nu este corect. Mai spun încă o dată în concluzie. Eu nu pledez împotriva oalei cu sarmale. Eu nu vorbesc împotriva cozonacilor acum, ci vorbesc împotriva unei atitudini deplasate, greșite, necreștinești, sărbătorești, atitudini sărbătorești, pe care am moștenit-o din păgânism, pe care o acceptăm în creștinism și care atitudine nu face decât să-l mâhnească, să-l supere pe Dumnezeu. Cât despre momentul exact al nașterii Mântuitorului, nimeni nu știe. Cu precizie, nimeni nu știe. Știm că s-a născut, dar Dumnezeu, în înțelepciunea sa vastă și luminată, s-a gândit să nu lase repere de timp precise, ca nu cumva să facem din venirea lui în lumea noastră un monument al timpului în care să sărbătorim cum s-a ajuns să se facă pe 25 decembrie. Renunțați la spiritul Crăciunului. Haideți să-l băgăm aici, în sobă, să închidem ușa iadului, așa, punem clapanaua la ea și să stea acolo, aprindem focul și să fie dat spre nimicire ceea ce nu este de la Dumnezeu. Dacă considerați de bine aceste subiecte și folositoare pentru voi, dați și voi un share, dați și voi o distribuire aici pe iconița aceea, abonați-vă la canalul meu de YouTube, puteți să urmăriți și vă invit cu drag pe canalul de YouTube Capătul unei ere ca să dezbatem subiecte biblice reale și în felul acesta să fim informați și pregătiți
pentru marele eveniment care ne stă în față, și anume revenirea Domnului Iisus în glorie și mărire. La revedere, dragi prieteni!